Bună, prieten, bine ați venit la Tainele Vieții. Astăzi avem un invitat special, ca de obicei, este consultant în turism și vom vorbi în toată această emisiune despre turism și inteligență emoțională. Domnul Traian Bădulescu, bine ați venit. Bună ziua, Traian. Bună ziua și bine v-am găsit. Am înțeles că a studiat foarte mult și inteligența emoțională și despre spiritualitate și ați căutat să aplicați aceste valori, aceste lucruri în turism. Așa este și plus în sine conceptul de dezvoltare personală. Am înțeles. Care este foarte util și prinde din ce în ce mai mult în sensul bun și în România. Am înțeles. Haideți să vorbim un pic de turism. Cum se mai prezintă industria noastră turistică? Pentru că alții au făcut o industrie din turism. Noi cum stăm? Da, așa e. Turismul cam de la jumătatea secolului 19 în Marea Britanie, a fost prima țară care a avut un mare tur operator la acea vreme, a început să fie industrie. Turismul a început să devină industrie atunci când am început să vorbim despre turism de masă. Atunci când au fost create pachete turistice dedicate multor oameni, același pachet, grupuri de 100, de 1000 de oameni sau mai mulți. Turismul cum merge ca în an de criză, dar paradoxal, de la an la an numărul turiștilor crește, ca număr, nu neapărat încasările, pentru că românii sunt din ce în ce mai atenți la cheltuieli, la bani, e normal, pentru că nici nu mai avem un cash flow, un flux financiar așa cum aveam înainte de 2009. Dar pe de altă parte a scăzut și prețul transportului, chiar și transportul aerian și poate aceasta ar fi o explicație pentru care da, după anul 2000, așa este, după anul 2000, în toată lumea și implicit și în România, transportul a început să se ieftinească din ce în ce mai mult, mai ales transportul aerian, care ne asigură un transport rapid, confortabil și pe distanțe foarte mari într-un timp scurt. Asta și datorită apariției companiilor aeriene cu prețuri mici, low cost, dar și datorită competiției din ce în ce mai mari. Pe lângă ieftinirea transportului, noi România mai dobândi ceva. În 2001, la 1 ianuarie, libertatea circulației. N-am mai avut nevoie de viză în Uniunea Europeană și în alte țări. Și ambii factori au contat foarte mult și ne-au determinat să călătorim mult mai mult. Da. România, înțeleg că românii înțeleg că aleg tot mai mult destinații turistice și chiar exotice, scumpe, dar și cele clasice. Pe de altă parte, înțeleg că vă ocupați și pentru atragerea străinilor în România, practic să exportăm serviciile noastre turistice. Cum stăm aici? E un domeniu care mă interesează foarte mult. Am sprijinit mult firme în acest domeniu. Mă voi implica și personal mai mult, dar toate la timpul lor. Păi atunci când vin turiști străini, se numește în termeni de specialitate incoming, vorbim paradoxal de export de da. Servicii. E un export ceva mai diferit. Exportăm aducând aici exact. Turiști străini. Pentru că asta este interesul, să aducem. Dar și pornind de la cel mai mercantil avantaj, care e în favoarea noastră, că vin bani în țară, românii dacă circulă în România, circulă bani, e în regulă, câștigă unitățile de cazare, dar nu vin bani din afară. Dacă vin turiști străini, aici avem cel mai mare câștig. Dar pe lângă acest aspect financiar, care contează foarte mult, orice turist străin sau aproape orice turist străin va fi și un bun ambasador al României. De ce am spus asta? Dacă va fi satisfăcut. Exact. Majoritatea chiar sunt satisfăcuți. Da. România, și asta mi-au spus-o mai mulți tur operatori, proprietari de agenții de turism care lucrează cu turiști străini sau și ghizi, mi-au spus că românii străinii care vin în România au o mare diferență între gradul de percepție pe care l-au înainte de a veni, vin cu temeri, hai să vedem și destinația asta, dar aoleu ce mi se va întâmpla, și gradul de satisfacție care e mult mai mare. Nu numai că văd că e o țară civilizată, curată, dar găsesc aici o primire senzațională, mai ales în anumite regiuni și pe anumite tipuri de turism. Turismul rural, de exemplu, captivează din ce în ce mai mult străinii și chiar își doresc să revină aici, cu toate problemele pe care le mai avem de infrastructură, uneori de calitatea serviciilor, mai ales
în regiunile unde vorbim de turism de masă, precum litoralul, dar pas cu pas trebuie să gândim pozitiv, ne schimbăm în bine. Da, pentru că suntem o emisiune de spiritualitate și corect, dezvoltare personală, vreau să discutăm puțin despre inteligența emoțională și cum ar putea fi aplicată aceasta în turism. Da, inteligența emoțională e una din cele 7 tipuri potrivit unei clasificări sau chiar 9 tipuri de inteligență. În sfârșit, sunt mai multe cărți despre tipurile de inteligență, mai multe teorii. Inteligența emoțională se referă la comunicarea cu noi înșine, în primul rând. Este numită uneori și inteligență intrapersonală. Da. Deci capacitatea de a ne rezolva problemele și de a răzbi în viață controlându-ne emoțiile. Turismul e o industrie a emoțiilor, până la urmă. Turismul e și supranumit industria viselor. Da. Practic, atunci când cumperi un pachet turistic, cumperi o iluzie. Nu ai de unde să știi prea bine cum va fi până nu ajungi la fața locului. Da. Nu e ca și cum ai lua un televizor, un computer, un automobil, ai plătit și gata, îl ai la îndemână imediat. Dacă se strică, eventual, dacă garanție. Are garanție sau dacă are vreo defecțiune, returnezi. Computerul poți să-l testezi pe când excursia, doar nu. Ai niște fotografii eventual sau niște povestiri frumoase. Așa este și turismul implică unul din cele mai pretențioase și delicate produse, pentru că se leagă atât de partea emoțională, dar se leagă și de timp. Da. Nimeni nu-ți poate da timpul înapoi. Din păcate, până acum, se pare că n-a reușit nimeni. Cum putem promova turismul românesc, să atragem străini cu ajutorul inteligenței emoționale? Aici aș vrea să fac o legătură și cu partea spirituală, partea de ospitalitate. Inteligența emoțională te poate ajuta, de fapt în cadrul inteligenței emoționale dorim să comunicăm mai bine noi cu noi și să ne regăsim calmul, să putem reacționa mai bine în diverse situații ca să avem o inteligență emoțională bine pusă la punct, pentru că odată ne naștem cu o inteligență emoțională, dar putem în timp să evoluăm și din punctul ăsta de vedere. Un om care poate la 20 de ani era foarte nervos, nu se putea controla sau se pierdea în diverse situații, prin autocontrol poate peste câțiva ani să se schimbe. Da. În România avem foarte multe locuri pline de tradiții, avem foarte multe locuri unde se poate comunica cu oamenii. Mă refer aici din nou în special la turismul rural, dar și cel cultural. Comunicând cu proprietarii de pensiuni, de exemplu, e un lucru deci super, destul de rar. Comunicarea e foarte importantă, să înțelegem, în turism, pentru a avea succes. Dar înțeleg așa că este. Știți și destinații cu încărcătură spirituală din România și, îndeosebi, străinii, dar și românii sunt atrași de aceste destinații. Și înțeleg că există o tendință de a se trece de la acel turism sau de a se diversifica, pentru că înainte poate se cereau doar pachete turistice unde se pune accent strict pe confort, acum doresc și altceva, un turism spiritual, să găsească destinații speciale care nu oferă neapărat foarte mult confort, dar oferă ceva interesant. Așa este, pornind de la cele mai cunoscute produse din acest punct de vedere, produse turistice, mănăstirile, de exemplu, și lăcașele de cult. Avem mănăstirile din Bucovina, din nordul Moldovei, bisericile de lemn din Maramureș și sunt foarte mulți străini, dar și din ce în ce mai mulți români care merg acolo sau unii chiar aleg să se căzeze la anumite mănăstiri. Dar avem câteva locuri arhicunoscute, dar mai puțin promovate totuși ca destinații turistice și aici vorbim de cetățile dacice, Salba de Cetăți Dacice, în special Sarmisegetuza, care e un Stonehenge al Europei Centrale și de Est până la urmă. Da, este un Stonehenge, dar prea puțin promovat. Așa se pare. Este, din păcate, și ni-l descoperă mai mult străinii. Noi încă nu știm să-l promovăm. Chiar acum 3 ani fusesem citat când eram purtător de cuvânt la Asociația Națională a Agențiilor de Turism și mi-a plăcut că presa a înțeles importanța Sarmisegetuzei. Chiar era titrat un articol, Sarmisegetuza poate fi Stonehenge-ul României. De fapt, este. Este, da. Și culmea, cunosc foarte mulți vestici sau mai ales americani care vin cu grupuri
an de an, într-un fel de pelerinaj, să spunem, spiritual, și vor să viziteze neapărat Sarmizegetuza. Merg și pe platoul Bucegilor, la Sfinxul, Babele, și în zona Buzăului. Avem multe zone interesante cu încărcătură. Să nu uităm că, deși mulți istorici nu o recunosc oficial, dar cam așa este prima scriere atestată istoric. E de pe teritoriul României, vestitele plăcuțe de la Tartaria, înainte de scrierea sumeriană. Din păcate, nu promovăm foarte mult aceste lucruri. Deci ar trebui o promovare la nivel național. Statul român ar trebui să se implice mai mult, să înțeleg. Adică și particularii să promoveze, dar ar trebui ajutați mai mult particularii, agențiile de turism, să înțeleg. Ar trebui ajutate. Neapărat. Statul ajutate prin promovare, bineînțeles. Promovarea valorilor turistice, spirituale ale României, până la urmă. Așa este. Și apoi, mai departe, agenția știe ce trebuie să facă pentru a atrage. Statul trebuie să se implice atunci când vorbim de turism, și asta se întâmplă peste tot în lume, și în Austria, și în Turcia, și în Franța, în Grecia. Statul are o implicare foarte mare. Și se simt anul ăsta câteva schimbări. România va fi promovată mai agresiv în afară, din ce am vorbit cu președintele Autorității Naționale pentru Turism. E un lucru bun. Vor fi și caravane de promovare a României și, culmea, că vorbeam de americanii care ne descoperă țara și vin entuziasmați și aduc cu ei și alți prieteni și colegi. România a fost analizată de două comisii importante, potențialul turistic al României, la mijlocul anilor 2000, 2005, 2007. Odată de către specialiștii Consiliului Mondial al Turismului și Călătorilor, care e un for foarte puternic, format din 100 de lideri ai unor firme și organizații internaționale mari, majoritatea din Statele Unite, și apoi au venit și specialiștii Organizației Mondiale a Turismului, care au făcut și un master plan al turismului la acea vreme, ce au spus ei. Din păcate, uitați momentan de litoral și de stațiunile montane clasice de schi pentru a vă promova în afară. Mergeți foarte mult pe turism rural, ecologic, cultural, și aici avem o încărcătură spirituală foarte puternică, cultural, inclusiv religios. Mergeți pe turism balnear, de sănătate, și pe turism de evenimente. Oamenii ăștia au studiat foarte mult, au stat în România luni de zile și au ajuns la concluzia asta, fiind experți de top în turism. Ce evenimente ar putea promova România? Una din preocupările mele este și domeniul industriei de evenimente. Chiar sunt vicepreședinte la o asociație nouă, Asociația Profesioniștilor din Industria de Evenimente din România, APIER. Vom organiza în noiembrie chiar un târg dedicat industriei de evenimente, MICEPRO, unde vor veni participanți și din țările din jur, dar și agenți de turism și specialiști din toată lumea. O țară poate să atragă foarte mulți bani organizând evenimente. Evenimente turistice, adică nu târguri internaționale evenimente. Sau... Pornind de la congrese medicale, congrese politice, nu contează. Aici poate că singurul dezavantaj este, avantajul e foarte mare financiar. Un avantaj mare, odată să începem cu lucrurile pozitive, spuneți. Este că nu contează în ce țară evenimentul, de vreme ce țara a câștigat evenimentul, participanții vor veni. Nu vin pentru acea țară, este drept. Ei vin că acolo e evenimentul și e clar că țara e sigură dacă găzduiește acel eveniment. Dar șansa e că pot descoperi țara venind la un congres, venind la un festival, pentru că în timpul unui eveniment mai sunt și mici tururi, excursii, circuite, oamenii ies oricum în localitatea unde se ține evenimentul, măcar să viziteze. Și cunosc destule cazuri în care anumiți participanți la congrese, chiar și la festivaluri, au venit odată în România, le-a plăcut mult și după aceea au revenit strict ca turiști. Da. Pentru că au fost informați probabil la acel eveniment, la acel congres. Da, contează foarte mult cum ne prezentăm și turistic la acel eveniment. Și din păcate am avut în România și evenimente unde România nu s-a promovat foarte bine. Nu există să nu pui broșuri, să nu le propui măcar participanților o excursie de jumătate de zi, măcar până pe Valea Prahovei, la Castelul Peleș, la Castelul Bran, dacă stau mai mult, o excursie în Delta Dunării. Sunt foarte multe locuri care pot fi atinse în câteva ore, pornind din București.
dacă nu îi informezi, nu au de unde să afle. Poate unii știu, poate alții nu știu, deci informarea contează foarte mult pentru a datoria crea. Noastră este să informăm. Da. Normal. Pentru a crea și construi un turism încet, încet. Așa este. Și românii sunt din ce în ce mai informați, din fericire, din nou. Zic din nou că până în 1989, vrem, nu vrem, nu puteam să ieșim peste hotare foarte ușor și n-aș vrea să spun eram nevoiți pentru că sună urât. Avem o țară frumoasă. Da. Dar stăteam 90% din români, mai mult cred, 95% din turiștii români vizitau România, că nu aveau voie să iasă în afară. Și după 90 s-a văzut un apetit de a ieși peste granițe și am cam uitat de România. Da. Cu excepția turismului de masă, de care spuneam, cu excepția litoralului, că avem nevoie de plajă, soare, bere și așa mai departe, sau un suc rece, să spunem, sau cu excepția stațiunilor în montane și de tratament. Am înțeles. Am înțeles că ați scris și articole, foarte, foarte multe articole legate de turism și ați combinat cu partea de dezvoltare personală și de inteligență emoțională. Puteți să ne spuneți mai multe? Cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Asta e o direcție nouă pe care o studiez de vreo 2 ani. Ideea este că dezvoltarea personală are o latură temporală, dar trebuie să aibă și una spațială. Odată, latura temporală se referă la ceea ce învățăm și aplicăm, firește. Citim, mergem la seminarii, la întruniri, mergem la cursuri, cunoaștem oameni, interrelaționăm cu ei, dar parcă nu e de ajuns dacă suntem statici, dacă stăm în același loc. Și ar trebui... Cât de mult am... Evolua, să spunem, din punctul ăsta de vedere, dar eu cred că mult mai multe șanse are să-și deschidă orizonturile un om care mai și călătorește decât unul care, să spunem, ar sta 5 ani numai în orașul de baștină. Așa este. Te poți cultiva și prin turism, poți să-ți dezvolți foarte mult și chiar și latura spirituală prin turism, sunt de acord. Ce părere au străinii despre România și despre poporul român? Suntem un popor spiritual? Ce impresie au sau aveți un feedback? Puteți da, să ne spuneți. Da. Suntem un popor spiritual, într-adevăr, un popor destul de reflexiv, deși și latin și vorbăreț. Da. Suntem un popor ospitalier, încă suntem, mai ales la om acasă, mai ales în mediul rural. E o mică diferență, din păcate sau nu, între ospitalitatea din România și cea din vest, de exemplu, din Europa de vest. Care ar fi? În Europa de vest, dar eu cred că e în favoarea noastră, în Europa de vest, dacă mergi la un hotel și comanzi și o apă plată, la un hotel de 5 stele, nimeni nu se uită urât la tine. Ești tratat la fel ca și cum ai comanda caviar și șampanie. Da. La noi mai sunt probleme uneori dacă comanzi o apă plată. Mai ales în anumite hoteluri, nu peste tot. Sunt hoteluri, mai ales în București, în marile orașe, unde serviciile sunt impecabile. Dar mai sunt, din păcate, și chelneri care nu au o educație turistică necesară. Da. Deci, la nivel instituțional, ospitalitatea mai lasă uneori de dorit. Dar la nivelul omului de acasă, da, poți să mergi încă într-o vizită fără să te anunți cu mult timp înainte. Avem turismul rural sau micile structuri de cazare unde te întâmpină chiar proprietarul. Și mie mi s-a întâmplat de multe ori să merg într-o pensiune, eu credeam că îl deranjăm pe om, ne-am cazat la 10 noaptea și după aia trebuia să mergem la o întrunire, că de obicei merg la manifestări, mai rar am timp de concedii. Și proprietarul, credeam că l-am trezit din somn când ne-a primit la 10 noaptea și după aia am plecat la o întrunire mai mare și când ne-am, a doua zi dimineața la micul dejun, proprietarul, dar unde ați plecat? Păi aveam o întrunire, că v-am așteptat, vreau să mă mai servesc cu ceva, să mai stăm de vorbă, să vă mai povestesc și eu ce e pe aici prin zonă. Ăsta e un aspect mai puțin întâlnit în alte țări, mai la vest. Mă înțeles. În vest, dacă vrei să-i faci o vizită omului acasă, păi trebuie să te anunți cu zile înainte sau nici măcar te întâlnești cu el în oraș. Nu e în obiceiurile lor. Am înțeles. Deci, pe de o parte, încă se menține ospitalitatea românească, pe de altă parte, ar mai trebui umblat la servicii, personalul, să zicem, reinstruit, reeducat, chiar pe partea aceasta de dezvoltare personală, spuneți dumneavoastră. O, ar fi o nevoie enormă, da.
Din păcate, mulți proprietari nu înțeleg sau nu vor să înțeleagă ce înseamnă dezvoltarea personală, mulți nu înțeleg încă ce înseamnă cursurile de bază, trainingurile dedicate meserilor din turism. Ospitalitatea, nu? Exact. Să dezvoltăm mai mult amabilitatea. Din păcate, noile generații riscă să-și piardă o parte din educația turistică. Nu mai vorbim acum în anumite puncte de vedere de o competiție loială și fără o competiție loială, din păcate, nu ne putem dezvolta, nu neapărat personal și economic și așa mai departe. Ce se întâmplă? Explicați-ne ce se întâmplă cu competiția aceasta, loială sau neloială? Ce aspecte ați identificat? De exemplu, sunt agenții de turism sau hoteluri sau care preferă să-și fure unul altuia clienții lăsând la preț, deși după aceea e o problemă că dacă lasă prea mult la preț intră într-un cer vicios și de-abia poate să facă față fluxului financiar. În loc să fure turiștii altuia sau să contraatace scăzând prețurile prea mult, mai bine s-ar gândi cum să vină cu ceva creativ, cum să se dezvolte. E bine, da. Și nu prea se mai gândesc la aspectul ăsta, o parte dintre ei. Unii se gândesc pe de altă parte și lucrul ăsta se observă mai ales prin faptul că românii au început să aibă apetit și pentru alte tipe de produse turistice, au început să se schimbe din turist în călător. Ce este un călător în viziunea dumneavoastră? Deci, ce ar reprezenta schimbarea de la turist la călător? Ar fi explorator? Ce ar însemna un turist călător? Da, ceva de genul acesta. Turiști sunt toți și călătorii intră în categoria turiștilor și nu vreau să jignesc niciun tip de turist. Da. Sunt situații în care chiar suntem obosiți, am muncit un an, sunt anumite meserii solicitante și poate chiar vrem să ne odihnim o săptămână pe plajă și să stăm și să nu facem nimic. Dar sunt anumite categorii de turiști care oriunde ar merge, nu contează de la 100 de metri de orașul sau de locul de baștină până la 1000 de kilometri, vor să descopere, să cunoască oameni noi. Da. Se și informează înainte foarte mult despre locurile și obiectivele și culturile pe care vor să le viziteze. Vor să interacționeze cu diverse culturi, vor să viziteze, vor să vadă diverse vestigii istorice despre care au citit, află la fața locului alte aspecte. Aceștia sunt până la urmă călătorii. Călătorii au și o mare doză de spiritualitate până la urmă și se întorc după fiecare călătorie alți oameni. Turistul care vrea doar să se relaxeze, când se întoarce, vai ce m-am relaxat. Deși de multe ori e un paradox, nu știu cum se face că după un concediu de 7 zile în care te-ai simțit foarte bine, în prima zi de serviciu parcă te simți și mai obosit. Așa. Călătorul este. Nu se simte obosit, chiar dacă n-a dormit decât 4 ore pe noapte, să spunem, în timpul periplului său. Avem munți formidabili de frumoși. Ați identificat nișe? Se poate dezvolta mai mult partea aceasta de aventură, de explorare? Cum stăm la capitolul acesta? Oh, da. Foarte mult. Turismul de aventură e un turist de nișă, nu are cum să fie turist de masă, dar care se dezvoltă din ce în ce mai mult în România, pornind de la simplele escalade pe munte sau plimbări pe munte, numite în engleză trekking. Fac o paranteză pe partea de trekking. Am fost recent în iunie la o reuniune turistică în Austria, o țară care cred că ar fi bine și ar trebui să ne fie model de dezvoltare. Au cam ce avem și noi în afară de mare și delta, noi avem anumite un avantaj, da, sau mai multe. În plus. Așa este, că în rest au și ei câmpii, au și ei turism balnear, au și ei munți, nu mai vorbim la munți în sfârșit, da. Ne-au trecut. Deși ei stau foarte bine pe partea de turism montan, sunt destinația numărul 1 a Europei, pentru că au și prețuri bune, stau bine la partea de ski, partea de orașe, Viena, Salzburg, turism cultural, s-au gândit să dezvolte foarte mult și acest concept de trekking. Turism în natură, turism ecologic, turism spiritual. Deci nu se automulțumesc și vin turiști mulți la ei și care plătesc mult mai mult decât ar plăti la noi, doar să meargă cu bicicleta câteva ore pe cărări de munte, ghidați, doar să se cațere pe niște trasee destul de simple, nu foarte complicate, bineînțeles, să treacă pârâuri pe poduri improvizate din Bușteni, să mai viziteze câteva vestigii istorice, castele,
Și iată că prinde, vin foarte mulți turiști. Și noi avem o groază de locuri de genul acesta. Mi-a plăcut foarte tare că ați spus de Austria. Eventual putem pune și Elveția. A trebuit să luăm, într-adevăr, exemplu de la aceste două țări care au dezvoltat excelent turismul. Montan, în primul rând, dar și în general. Și revin la ceea ce a spus cum ceva timp înainte. Ați spus că anumiți întreprinzători nu sunt destul de creativi și atunci ar trebui create cursuri și pentru antreprenori, pentru cei care au inițiativă în turism, să învețe creativitatea, să învețe să diversifice serviciile. Ce ar trebui? Dumneavoastră sunteți mult mai specializat. Ce ar trebui să facă la aceste cursuri? Sau sunteți de, acord cu aceste cursuri, în primul rând? Normal, da. Dar ar fi o întrebare retorică în cazul meu. Eu cred că ar trebui să se îmbine atât cursurile specializate cu cursurile de dezvoltare personală, care sunt utile pentru orice domeniu. Și poate să se dezvolte și conceptul de dezvoltare personală prin turism. Da, pentru că ați spus de creativitate în turism, să creeze ceva în plus față de concurentul lui și atunci se diversifică mult mai mult. Multe cursuri pot fi de vânzări, cursuri de cultură generală turistică, chiar, până la urmă. Da, contează. Contează foarte mult. Iar legat de latura de dezvoltare personală, un agent de turism, în mod normal, dacă e profesionist, trebuie să fie și un consultant de turism. Agentul de turism trebuie să fie și un bun psiholog, trebuie să aibă și o doză de, el în sine, de inteligență emoțională, are în față un potențial turist. Îl va trimite într-o anumită destinație pe acel om. Acel om trebuie să se întoarcă mulțumit. Categoric. Și sunt situații în care se întoarce și nemulțumit. Da. Apropo de situații în care agenții de turism nu aveau o pregătire corespunzătoare și nici nu au avut logică. Spuneți-ne și de aspectele negative. O situație chiar amuzantă. Un cuplu de proaspăt căsătoriți, undeva la 30 și ceva de ani, ambii angajați în corporații, cu salarii foarte bune, poziții de top sau middle management, merg la o agenție de turism revânzătoare, deci nu specializată pe croaziere, dar vindeau oricum și croaziere. Dorim cea mai scumpă croazieră, cea mai bună croazieră cu plecare peste vreo 3-4 săptămâni, că atunci putem să plecăm. Și agentul a dat, fără să se gândească, cea mai scumpă croazieră. S-au întors cei doi, mai ales el, cu o falcă în cer și cu una în pământ. Și agentul de turism speria, dar ce s-a întâmplat? Nu v-a plăcut vasul? Vasul a fost foarte bun. Au fost probleme de servicii? Serviciile au fost impecabile. Și, dar atunci care este problema? Păi vă uitați la noi. Da, cât ne dați? Păi 30 ceva de ani. Ei bine, nu putem să vă spunem decât că programul se încheia la 11 noaptea pe acel vas. Era un vas de pensionari. Deci nu s-au încadrat în categoria de vârstă. În categoria de vârstă. Și a fost frustrant pentru ei. Pentru ei, bineînțeles. Și se poate întâmpla și invers cu pensionari să fie trimiși pe un vas dedicat tinerilor. Strict tinerilor, da. Și din păcate, acel agent nici nu știu dacă nu avea pregătire sau poate nici nu a gândit. Da. Pentru că așa ceva afli imediat. Normal, ar trebui agentul să descrie absolut tot ce se întâmplă în acea excursie. Să știe și cine mai vine și ce va întâmpina acolo, nu? Așa mă gândesc. Să creeze o povestire cât mai reală, evident, da? Dar o povestire prin care să fie informat turistul. Clar, dar sunt pe de altă parte agenți de turist care au reușit să direcționeze turistul în anumite destinații și turistul s-a întors fresh, alt om. Că sunt situații în care turistul vine, domnule, am bugetul X, nici nu știu pe unde vreau să merg. Și agentul de turism trebuie să-și dea seama din discuție cam ce ar fi util. Nu e chiar ușor. Da, pentru trebuie acel să om. Dețină și noțiuni de psihologie. Exact. Agentul. Dacă, să înțeleagă cam ce dorește exact. Turistul. Dacă e un cuplu, de exemplu, doritor de nou genul de călători, nu o să-i trimiți la all-inclusiv. Dacă e o familie cu copil de un an, nu o să-i trimiți în America de Sud sau în Republica Dominicană, chiar și la all-inclusiv. All-inclusivul fiind bun pentru familie, e drept. Pentru că va fi un calvar pentru acea familie să zboare atât de mult timp, doar dacă nu e absolut necesar cu un copil. Încerci să-i trimiți mai aproape. Da. Și tot așa sunt diverse situații.
Aș vrea să discutăm, dacă mai este cazul, despre alte destinații pe care le preferă străinii, după care să discutăm și despre români, ce le recomandați, ce destinații recomandați. Deci întâi străini, cam ce locuri preferă străinii din România? România. Da, da. Păi pe primul loc, ca turism, pentru că majoritatea străinilor care vin în România vin pe partea de afaceri, pe partea de turism, de evenimente, dar cei care vin special pentru produsul turistic în România, majoritatea aleg circuitele culturale, deși da. Mulți nu s-ar aștepta. Pentru da. Asta vin majoritatea, pentru circuite de 7 zile, 10 zile, 2 săptămâni, care îmbină Transilvania cu nordul Moldovei, avem cetățile Săsești, orașe precum Sibiu, care a și fost capitală culturală a Europei în 2007, Brașov, Maramureș, bisericile fortificate Săsești, Bucovina, nu mai vorbim și Neamț, Delta Dunării. Deci cam asta preferă turiștii străini și apoi vin foarte mult pe turism de nișă. Vorbeam mai devreme de turismul de aventură. Sunt zeci de mii de străini, cel puțin, care vin în România pentru trekking, mountain bike, deci merg cu bicicleta pe poteci anevoioase, care pe munte. Care este destinația numărul 1? La un moment dat știu că în cimitirul de la Săpânța și zona Maramureșului era foarte, foarte căutată, se umpleau foarte repede sau se terminau biletele, locurile. Da, pentru străini e greu de zis care e destinația numărul 1, pentru că dacă tot vorbim de circuite, ei nu vin numai pentru o zonă, stau o noapte în Brașov, o noapte în Maramureș sau două. Dar, într-adevăr, Maramureș e una din destinațiile de top. Din ce știu, erau momente în care în Maramureș erau mai mulți turiști străini decât turiști români, cel puțin în anumite sate. Gen Botiza, Poenile Izi, au fost astfel de momente. Interesant. Și vor mai fi, pentru că Maramureșul chiar e ceva diferit, unic. Eu, când am fost prima oară în Maramureș, mi-am zis, asta e altă țară sau e adevărata Românie? Da. Mă rog, răspunsul, evident. Eu zic că e adevărata Românie. Da. Și e un model pentru noi toți. Acolo ce e ospitalitate. E ospitalitate la extrem acolo. Uh-huh. Și ar fi bine să avem ospitalitate la extrem peste tot. Da, bineînțeles, pentru că așa vin turiștii și așa putem vorbi până la urmă de turism durabil, turism sustenabil. Asta ce înseamnă până la urmă? Că oferi doar produsele din zonă, îți promovezi foarte bine zona, oferi cât mai mult turiștilor, turiștii vin din ce în ce mai mult, lasă și bani acolo, primesc bună dispoziție, cu acei bani se poate dezvolta zona, păstrând și echilibrul, și asta e un aspect foarte important, fără a se degrada, dar în turismul rural nu putem vorbi de ce degradarea mediului. A, mediul, nu mă înțeles. Mediul, în deci principal. Deci echilibrul și păstrarea mediului. Turismul rural, oricum, okay. Nu e un turist de masă, nu vorbim de zeci de mii de turiști în aceeași localitate, nu au cum. Maxim pot fi într-o localitate sute sau cel mult mii de turiști, pentru că vorbim de sate și comune. Ok. Și legat de tot de latura spirituală a României. Da. Am multe povești interesante. Spuneți. Care m-au impresionat. Spuneți. Când câteva. Am fost acum câțiva ani în Maramureș, am întâlnit o familie de francezi, chiar m-a impresionat foarte mult. Erau stabiliți de un an de zile într-un sat. Preferaseră nu o vilă cu termopane, preferaseră o casă istorică de la 1800 și ceva. O întrebare. Era în lunile de vară când se petrecea? Vara vacanță, era, da. Da, da, nu, da, deja erau de un an ei acolo. În iunie, mi-amintesc și bine când am fost, da. În iunie 2006. Și erau și cu copilul sau copiilor de vârsta școlii, învățau prin internet. Erau din Paris și luaseră decizia, fusese odată în România de mult, le-a plăcut așa de mult, în special în Maramureș, și a luat decizia să se stabilească acolo. Mi-au zis că inclusiv plan personal, se pot dezvolta personal mult mai bine acolo decât să stea în stresul din Paris, poate un român se uită ciudat. Și hotărâseră atunci să mai prelungească cu un an șederea lor în România. Interesant. Deci minim 2 ani au stat. Ce s-a mai întâmplat cu ei după aceea, nu mai știu. Dar revenind, e interesant cazul. Revenind la noi, la români, mă bucură că și românii au început să descopere din ce în ce mai mult autenticitatea. Dacă luăm portretul turistului străin și turistului român amator de turism rural aici în România, străinii au preferat întotdeauna autenticitatea, n-au vrut să stea în cele mai moderne vile, au vrut mai degrabă clădiri tradiționale, grupul sanitar să fie în regulă, asta era singura cerință, în rest
dacă puteau beneficia de agroturism. Agroturismul, mai mult decât turismul rural, e o componentă, implică și integrarea turistului în gospodărie, poate și el să învețe să mulgă vaca, să dea de mâncare în o gradă la orătănii și așa mai departe. Românul prefera acum vreo 10 ani confortul. Da. Nu-l deranja dacă închiria o vilă fără să fie proprietarul acolo și lua el de mâncare cu termopane moderne. Ei, acum am observat și la români că vor și ei din ce în ce mai mult să descopere tradițiile. Și îmi dau seama și de ce. Ne-am urbanizat și noi din ce în ce mai mult, integrându-ne și noi în Europa vestică. Parcă ne-am mai îndepărtat, din păcate, de natură. Sat, de natură. Și acum ne dăm seama de lucrul ăsta într-un final și încercăm să o redescoperim măcar ca turiști. Am înțeles. Bun, și ce le putem recomanda românilor? Ce destinații știți că preferă sau ce destinații recomandați dumneavoastră? Destinații din România sau și din afară? Și din România și din afară, da. Din România e foarte greu, eu le-aș recomanda toată România, dar recomandarea mea e să încerce să redescopere circuitele. Oricum, românii preferă mai mult circuitele de acum 10, decât acum 10 ani. E o reîntoarcere la plăcerea excursiilor și a circuitelor de o săptămână sau mai mult, stai o noapte, două într-un loc. Sunt câteva zone, oricărui bucureștean, de exemplu, și român din sud, pentru că cei din nord se presupune că le știu mult mai bine sau le știu deja, le recomand Maramureș și Bucovina, măcar o dată, da, să meargă acolo. Pentru că se vor întoarce altfel. Apoi le recomand Delta Dunării. Nu știu câți dintre români au fost pe platoul Bucești sau la Sarmisegetuza, deși toți știm de ele, mai ales la Sarmisegetuza, până la urmă acolo e istoria noastră veche de mii de ani. Da, cred că mai puțini au fost la Sarmisegetuza, dar cu siguranță este o destinație interesantă și ar trebui luată în considerare. Nu știu cum stăm cu infrastructura, adică se poate ajunge, se poate mai ajunge. Bine, nu mai e, repede? Nu foarte bine, dar se poate ajunge. Vorbim de Sarmisegetuza Regia, cea Regia, da, dacică, bineînțeles. Și sunt grupuri și de străini. După cum vă spuneam, vin niște americani, un scriitor chiar cunoscut acolo, foarte preocupat de istorie și de aspectele mistice și în fiecare an își aduce prieteni și cercetători. E un adevărat ambasador al României. Mă bucur foarte tare să aud că din America, tocmai din îndepărtată America, cineva a descoperit frumuseți și istorie în și România. Și să nu uităm, chiar dacă vine mai de aproape, îl avem pe Prințul Charles, care tot pentru asta a venit. Da. Uneori Prințul Charles a fost, de fapt nu el, România a fost ironizată pe anumite canale media că Prințul Charles a spus exact ca acum 100 de ani, dar el n-a spus-o într-un sens rău, da, pentru că a fost ironizat, deci suntem în epoca preistorică. Nu, tocmai că s-au păstrat anumite obiceiuri, natura, tradițiile, arhitectura sunt ca acum 100 de ani, ei vor să redescopere până la urmă, nu e nimic rău. A fost ironizat probabil de o anumită parte a presei răutăcioasă, dar în realitate așa este, a făcut un mare serviciu României. Am văzut filmul acela și este fabulos. Wild Carpathia, da. Acum se face s-a făcut partea a doua a filmului, se pregătește și partea a treia, în care, din ce am înțeles, va apărea iarăși Prințul Charles. Și le recomand românilor să vadă Viscri și celelalte sate comune din Transilvania. Mai recomand nordul Olteniei. E o zonă un pic uitată față de alte zone și e la fel de valoroasă și ca bogăție istorică, culturală, ca și Bucovina, aș spune. Da. Avem ansamblul Brâncuși, da, Colana Infinitului, avem foarte multe mănăstiri, Tismana, mănăstirea dintr-un lemn, Folovragi, Hurez, Govora, avem ceramica de la Horezu, da, turism rural foarte dezvoltat. Toată România e frumoasă, Dobrogea. Câți știu Dobrogea interioară? Da, majoritatea puțin. Mergem pe litoral. Da. Și nici nu ne uităm. Pornim sau mai puțin în delta. Exact. Dar pornind de la Cernavodă. Cernavodă în sine este o zonă foarte interesantă. Eu o cunosc bine, an de an, merg cam de 20 de ani, din 1993, pe o insulă pe Dunăre. Era o tabără de creație și artă plastice science fiction cândva. Da. Acum e o academie de vară, pe o insulă la Capidava, la
circa 20 de kilometri nord de Cernavodă. Am înțeles. Din cauza aceasta e interesantă zona, regiunea. Nu neapărat. Pe acea insulă, acum e o academie de vară, vin vreo 400 de participanți, 10 zile pe an în august. Vin și americani, inclusiv acel scriitor de care v-am spus, astronautul Dumitru Pânăriu a stat toate cele 10 zile în acest an, a intrat în direct prin internet cu unul din specialiștii NASA din cadrul misiunii Curiosity, care a amartizat anul trecut. Sunt ateliere de cultură, de arte plastice, e foarte interesant. Și am descoperit de-a lungul timpului zona. Avem cetatea Capidava, mai avem și alte cetăți, avem gânditorul de la Hamangia, avem în zonă, acolo a fost descoperit. Avem podul Angel Salini, care din păcate nu e așa de promovat și o realizare cel puțin la fel de revoluționară ca și turnul Eiffel. Da. Și din aceeași vreme. În Dobrogea avem multe sate turcești, tătărăști, avem un stat de meșteri în marmură italieni, stabiliți acum 200 și ceva de ani, cât știu. Foarte puțin lucruri. Știu, foarte puțin știu aceste lucruri. Și mai sunt acele zone de biserici rupestre, cum ar fi schitul de la Cetățeni, și acolo există vestigii dacice undeva la baza râului și nu se promovează și nici nu se protejează zona respectivă. Este destul de ciudat, să spun așa. Ce părere aveți? Ar trebui ce să spun, și promovat și conservat. A și fost mult dezinteres în România, refuzată, cred că nu s-a vrut, cred că mai degrabă dezinteres. Pas cu pas se mai schimbă anumite lucruri și datorită unor proiecte europene, bine că am intrat și în Uniunea Europeană. Chiar recent am fost invitat la o emisiune în sfârșit și am discutat despre, dau doar un exemplu de proiect european, o cetate Jidova, un castru roman care e reabilitat acum și promovat lângă Câmpul Lung Mușcel. E doar un exemplu. Da. Și avem sute de castre, de cetăți care pot fi puse în prim plan. Să nu uităm că grecii reușesc să facă atracție turistică dintr-o piatră. Spun, da. Aici a stat Ulise. Și asta e. Vin turiștii, fac fotografii, se și documentează despre Ulise, mai mult legendele Olimpului și descoperă mai mult despre grecii. O simplă piatră, care la început probabil a fost promovată intens, apoi evident oamenii au venit, după care s-a pus și o taxă de intrare pentru a vizita acea piatră. Cineva spunea în glumă că la un anumit, și poate nu chiar în glumă, chiar că cred că e adevărată povestea, la un anumit punct de interes turistic din Grecia, foarte mult timp nu a existat taxă de intrare și veneau 1, 2, 3 turiști, după care au pus taxă și au început să vină sute de turiști. Dacă este și pui valoare pe ceva, trage într-adevăr. Da. Din păcate și la cursuri, același lucru. Dacă vorbim de cursurile de dezvoltare personală, pentru că e o muncă și trebuie plătite. Când faci un curs și participarea e gratuită, sau de exemplu șeful le spune unor angajați, duceți-vă și voi la cursul X, a fost plătit, parcă interesul e mai mic. Când ai plătit tu pentru ceva, normal că interesul va fi mai mare, pentru că orice până la urmă costă. Așa este. Banul, până la urmă, e o formă de energie, dar, mă rog, asta e și asta alt subiect. E foarte interesant că știți foarte multe destinații turistice din România și sunt convins că o să reușiți să atrageți străini, atât americani, europeni, poate și japonezi, de ce nu? Și japonezii se interesează de România foarte mult. Știu că sunt foarte interesați de cultură. Eu am văzut japonezi la Milano, am văzut japonezi la Florența și erau interesați să cumpere absolut toate broșurile, să fotografieze cât mai mult și să li se spună cât mai mult, iar unii aveau chiar caiete în care își notau toate informațiile. Sunt disciplinați. De obicei, japonezii vin documentați, chiar iubesc mult turismul cultural. Până la urmă și noi, România, suntem față de o țară exotică, așa cum sunt și ei față de noi. Da. Și dau un exemplu, Maramureșul are un ambasador japonez foarte bun, Miyakosei. Da. Un om de cultură japonez care a fost în Maramureș în anii 60-70 și a scris multe cărți despre Maramureș, articole, și e legendă și acum în Maramureș. Da. Promotorul Maramureșului în Japonia. Și, interesant. Am găsit și eu când am fost în Maramureș un cuplu de turiști japonezi la un moment dat. Deci vin. Ce destinații turistice pe extern recomandați românilor?
pe extern, depinde acum fiecare de posibilitate, sigur, sau de interes. Dar cam ce... Depinde ce tip de destinații. Dacă da. Ne referim la destinații de călătorie și spirituale, le recomand și sună paradoxal, nu le recomand litoralurile neapărat Antaliei, acolo e all inclusiv, în sfârșit stai și te odihnești, sau Bulgaria, sau sunt bune și acestea, dar... Sunt bune și ele pentru odihnă. Dar le spune să și încerce și altceva. Da. Pe plan spiritual, le recomand, de exemplu, Republica Moldova. Da. O cunosc foarte bine, e aproape, aici lângă noi, e țara soră, e până la urmă tot o cultură românească desprinsă de istorie și acolo ne putem un pic regăsi. Pot vedea anumite societăți românești arhaice, să spunem, mai ales la sate, dar și un drum al vinului care merită. Până la urmă și vinul este o băutură mai spirituală, nu? Da, și am înțeles că s-a păstrat foarte bine ospitalitatea. Da, 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 este într-adevăr. Eu am fost de mai multe ori, au și ei turist rural și se bucură, într-adevăr, când primesc turiști. Nici nu au încă foarte mulți turiști, dar se bucură atunci când îi primesc. Ca o destinație apropiată, eu zic că cel mai mult merită Grecia, pe partea asta spirituală, au turism cultural, religios foarte dezvoltat. Și grecii, eu colaborez, știu pe cei de la oficiul, de exemplu, de turism, organizația de turism a Greciei și dorința lor. De fapt, dorința guvernului grec este de a promova Grecia în România și în alte țări, nu numai ca o destinație de plajă, nu numai ca o destinație nu foarte scumpă, mergi, mănânci la o tavernă, stai la soare, admiri marea și atâta. Nu, Grecia pare foarte multă istorie, se știe, până la urmă e unul din locurile de unde au pornit civilizația, zic unul pentru că și de la noi a pornit. Da. Până la urmă, în antichitate, dacă stăm să ne gândim, eram oarecum noi și grecii, tracii și grecii, eram vecini, foarte acum adevărat, 2-3 mii de ani și mai mult. Și alte destinații din Europa, să zicem? Recomand celelalte țări latine, Italia, în întregul ei, e un adevărat muzeu în aer liber, o bijuterie, Franța, în întregul ei, pentru că are foarte multe, foarte multe zone. Portugalia, mi-a plăcut mult Portugalia, e o nație destul de asemănătoare nouă. Da. Am avut o experiență foarte interesantă în Portugalia, am fost la începutul anului am fost la Lisabona, un oraș care mi-e foarte drag și am zburat și până în insulele Azore. Nu mă așteptam ca în insulele Azore să găsesc o pensiune rurală, unde parcă era în Ardeal. Interesant. Că ei sunt în mijlocul oceanului, nu-i chiar așa de cald nici acolo și am mâncat și am băut ca în Ardeal, o mâncare foarte asemănătoare, o ospitalitate exact ca acolo și asta era la vreo 4-5 mii de kilometri de România. Deci avem de învățat unii de la alții și avem de descoperit în toată Europa și găsim, iată, similitudini și în Portugalia. Așa este. Recomand apoi statele germanice, avem ce învăța de la ei, Germania, da. Austria, Elveția, tot așa au un turism cultural foarte bine dezvoltat, o cultură enormă până la urmă. Da. Și foarte bună organizare. Pentru că, exact. pentru că timpul emisiunii este aproape la final, eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare și ați spus lucruri foarte interesante și cu siguranță mai aveți încă să ne mai spuneți într-o emisiune viitoare. Cu cea mai mare plăcere și cu drag dacă mă mai invitați. Cu drag am să vă mai invit și... vă rugăm să pregătiți pentru data viitoare și alte destinații interesante și mulțumesc încă o dată pentru participare. Dragi prieteni, vă urez un weekend plăcut și multă sănătate. Toate cele bune!